După vizita în Drochia, hramul orașului, data de 28, după vizita de la altele la Rășcani, pot să vă spun că dacă azi îi lăsau să voteze și copiii, s-a de câștigat din primul tur. Care copii? Până la ce vârstă? De la ce vârstă? Ce înseamnă de la ce vârstă? Dar dumneavoastră nu ați văzut că erau și de 6 ani, și de 10, și de 14, și de 17, adică erau foarte mulți minori. Și apropo, și sunt de minori. Acum, cei care ne privesc, să-și dea ei cu părerea, da? Ia că noi avem moșnici ca oază în untoi. Oameni mai în vârstă, cu experiență, îți vreau să spuneți. Nu, prost oameni foarte în vârstă, în cazul domnului Nantoi. Nu vorbim de experiență, cât partid. Spuneți, vă rog, iată un copil astăzi care merge la liceu și nu contează în Cahul, în Ocnița, Dondușeni, Drochia, Bălți sau Chișinău, da? Sau alte centre rurale. Un copil de 14, 15, 16 ani este mai lucit ca și ca Nantoi. Vorbesc de vârstă 80 plus. Credeți-mă că dacă unii politicieni cu păreri de rău pe greutățile oamenilor cumva îi provoacă cu produse alimentare, cu lemne, cu cărbuni, știm noi istoriile astea, da, cu niște bani. Azi dacă te duci și îi propune la un copil să te voteze pentru o găină, pentru grecică, pentru tușoncuri, pentru 500 de lei, copilul și-ala spune tăi ce crede despre tine și tătneamul tău. De atâta că astăzi copiii sunt. Haideți că eu am fost ca și dumneavoastră la vârsta de 14-15 ani și când te uiți azi la ăștia de 14-15 ani, de multe ori te miri, nu? Plus am o altă întrebare. Dar deși astăzi copiii la vârsta de 16 ani primesc buletinul, pot susține examenul, teoria și practica pentru a primi permis de conducere, da, îl pot folosi de la 18 ani. Omul care urcă la volan, mă refer chiar cât faci școala, faci practică. Dacă ar fi un pericol, nu ar fi permis acest lucru, da? Aveți le dă voie, îți dă examen la 18 ani, la 20 de ani, nu? Apoi, astăzi, dacă conduci un automobil la 16 ani și are și permisul de conducere, adică să ține examenele și teorie și practică, și plus primește buletinul. Dar poți să le dăm voie și lor să voteze. Iar astăzi întrebați prin țară, cine mai ușor poate fi manipulat? Oamenii de la țară, săraci, care au fost mințiți de zeci de partide, cu găini, cu lemni, cu ca să le facă lunină, măi, fin. Azi un copil de ăsta, știi cum poate spune, domnul Gonț, dă-ne un Sony PlayStation, ultima generație, тогда я еще подумаю. Ori nu sunteți de acord? Numai că Sony PlayStation, ultima generație, e cam scump. Și corect. Și n-a să o facă nimeni. Dar încă o dată vă spun, eu consider că generația tânără este cumva, dar și înseamnă chiscopchii. Oricum, sunt copii. Deci dumneavoastră propuneți, vă gândiți că ar fi bine să implementăm, să permitem votul de la 16 ani? De la 16 încă să nu fie prea târziu. Încă o dată, dacă omul are buletin, mă refer buletin de identitate, da? Și poate susține examenul la 16 ani de a conduce o mașină. Deci vreți să spuneți că de a vota este o procedură mult mai gravă ori mai complicată? Cred că e mai simplu, nu? Cred că da. Cei care ne privesc acum, mai ales tinerii, eu vă asigur că sunt de acord cu asta.